Nehir, rezumatul episodului 33. Nazim o va salva din foc pe Nehir, ceea ce îl determină atât pe ea cât și pe el să spună adevărul în ceea ce privește pe ei și sentimentele lor. Bahar, pe de altă parte, încearcă să ascundă adevăratul motiv pentru care Nehir s-a aflat în flăcări. Pe de altă parte, încearcă să nu-l piardă nici pe Nazim, dar trecutul lui Arza îl prinde din urmă și răpirea lui Mert va încurca totul. Tarih, Zahra și Ibrahim sunt blocați într-un colț din cauza cererii în căsătorie a lui Halit și Heiriet, pe de o parte, și a corpului lui Meirem, pe de altă parte. Și Bahar îi acuză pe toți trei de uciderea lui Halil, pe de altă parte. Practic, în acest episod are loc incidentul dintre Nazim și Nehir în flăcări. Bahar ascunde locul și din ce cauză a fost prinsă în flăcări Nehir. Copilul celor doi este răpit, iar Tarik, Zahra și Ibrahim sunt blocați de același corp al lui Meirem.